jos. Spuneam că turismul românesc este atât de jos, atât de căzut, încât este foarte greu să mai cadă în contextul actualei crize. Aceasta a fost una dintre declarațiile deloc optimiste ale ministrului turismului Elena Udrea. În ciuda acestei realități neplăcute, perspectivele turismului românesc ar putea tinde către performanță în condițiile în care operatorii de turism vor face față crizei economice și financiare mondială. Deci perioada de penumbră a turismului, cred eu, a trecut, suntem într-o nouă etapă și deși ea coincide nefericit cu debutul unei crize economice și financiare mondiale, al cărui parcurs nu putem în momentul acesta să-l prevedem, zic eu că șansa pe care o avem să pornim, poate nu de la zero, dar din punct de vedere al politicilor guvernamentale aproape de la zero în turism, este una care, până la urmă, ne va face să întoarcem tot răul în bine. Elena Udrea a apreciat inițiativa privată a Federației Patronale a Turismului Românesc, iar Bucovina este zona care întrunește toate condițiile unei dezvoltări echilibrate. Această afirmație a fost întărită și de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. Doamna ministru mă întreba în iarnă când a mers cu sânile cu cai la Voroneț, de unde atâtea săni? Și am spus, 40 de săni le-am chemat să vină și au venit repede. Și mai sunt 40 acasă care sunt supărate că nu le-am chemat. Asta este realitatea, deci asta este adevărata față a zonei și eu sunt convins că avem și în alte părți. Și atunci mă gândeam la așa un parteneriat. Dumneavoastră cu trendul și noi cu brandul. Și mergem înainte. Bun. Tot la întâlnirea de la Rădăuț, Elena Udrea a declarat că respinge dificultățile de procedură atunci când operatorii lucrează cu banii statului și a asigurat pe tur operator că Ministerul Turismului va fi un liant între ei și guvern. De la întâlnirea cu patronatul din turism, Elena Udrea a plecat la Suceava, unde a fost invitată să lanseze proiectul Paștele în Bucovina.